fost partener al Andrei Mantea, s-a căsătorit cu iubita lui, Corina. Andrei Țurdea, fost consilier parlamentar, și-a oficializat relația cu iubita lui, Corina. Cei doi s-au prezentat în fața ofițerului stării civile în urmă cu o săptămână, după care a urmat o petrecere intimă, unde au venit doar câțiva apropiați, la Palatul Modoșoaiat. Andrei Țurdea este fostul iubit al Andrei Mantea. Cei doi au avut o relație în urmă cu un deceniu. Înainte de Mantea, Țurdea a fost căsătorit cu modelul Alexandra Bădescu, cu care are și un copil. Andrei Țurdea are o relație de câțiva ani cu Corina, iar cei doi au mers împreună, în 2017, în fața altarului, pentru a-și jura iubire veșnică. Acum au mers și la starea civilă, fiind Andrei Țurdea este de profesie avocat și este fiul omului de afaceri Paul Petru Țurdea, inventatorul jocului televizat de Bingo. El este un susținător al PSD și este apropiat de fostul secretar de stat Rodica Nassar.